În localitatea Vâlceană, oamenii se luptă cu apele după ce un dig s-a rupt și a inundat zeci de case și gospodării. Peste 70 de persoane ar putea fi evacuate. De asemenea, trei drumuri județene sunt afectate de ninsori și mai multe localități sunt fără curent electric. A spart acum, a pus oamenii, a stupat peste linie șanțul, a pus cocenii în șanț. Nu și-a respectat legile. Oamenii ăștia de primărie muncește degeaba. Degeaba fac ei ce fac, dacă oamenii din țară nu ascultă. Ce vreți să facem? Unde să dormim? Unde să ne ducem? Nu putem să ieșim din curte. Acum totuși a ieșit apa. Dacă vrea de dimineață, pe aici, nu putea să intre pe aici. Apa a fost până la vecinul acolo, tocmai acolo a fost la podișca ultima. Sigur că la nivelul ploilor care au căzut în ultima perioadă de timp, s-au produs anumite inundații în câteva locuințe, proprietate personală, proprietăți private. E vorba de aproximativ 6 curți și câteva beciuri inundate la care vom interveni imediat cum se va trage apa ca să putem să deversăm într-un șanț apa scursă. Am intervenit de azi noapte, suntem în acțiune cu mașinile de la Apavil, cu mașinile de la ISU Vâlcea, suntem cu serviciul nostru de intervenție cu toate utilajele de care dispunem, cu motopompe și încercăm să monitorizăm situația în așa fel încât să nu existe pericol pentru inundații grave. Am luat legătura cu toți oamenii care sunt afectați. Să sperăm că lucrurile se vor îndrepta și că timpul se va domoli în așa fel încât situația să se reglementeze în totalitate. În momentul acesta Călimăneștiul nu se află într-un pericol real. Sunt, cum v-am spus mai devreme, câteva situații care încercăm să le gestionăm cum se cuvine și nu cred că vom avea probleme care să impună pierderi materiale. Cel puțin până la ora asta nu se vede. Am reușit, cum v-am spus mai devreme, să facem câteva intervenții rapide cu ajutorul vidangelor de la Apavil, care au intervenit prompt, cu ISU Vâlcea, care la fel au intervenit la primul apel, cu ce avem noi în cadrul primăriei și nu puține pompe care lucrează peste tot și sperăm ca lucrurile să se rezolve în cel mai scurt timp și ca și timpul sperăm să se îndrepte în ideea să nu avem mai departe probleme. Intervenția este la fel întotdeauna. Intervenim cu oamenii care îi avem noi în serviciu, cu trei motopompe care le avem în dotarea serviciului, avem o auto specială de asta de pompieri, dar nu băgăm cu aia că nu putem să folosim la ape murdare. Ați făcut față? Facem. Nu facem, cerem ajutor. Cum am cerut și la ISU Vâlcea, în Sfengeș, în zona care se inundă de câte ori plouă mai rău. Cred că și oamenii se devin un pic, au astupat canalele. Nu, respectă, fiecare trebuie să-și întrețină fața gospodăriei, locuinței, șanțurile. Nu le întrețin. Cum aruncă și mizeria și peturi și tot felul de saci de gunoi de astea. Nu respectă regulile elementare de bun simț, să zicem. În acest moment e un pericol mare sau s-a trecut de... Nu. S-a trecut, zicem noi, perioada de vârf. Până aici, fântâna cu ful, pe tomberon a fost căzut jos, tot, și restul, și cu cizme, făceam schimb cu nevasta. Dar cum v-ați trezit azi noapte? Eu până la 6:30, dar era ful. Păi nu v-a fost frică să dormi? Păi da, sunt învățat, păi ce, e prima dată? Mereu, alaltele a fost iar la fel, anul trecut de 5 ori. Toată noaptea am stat de pază, că avem animale, avem tot. Am ieșit, m-a scos bărbatul meu, că noi avem bucătărie în spate. M-a luat în brațe ca să mă aducă în bucătărie. Noroc că avem baie în casă, că altfel nici la baie nu poți să te duci. Sunt ani de zile de când au făcut ce au făcut, de câte ori vine apa, noi suntem aici. Păi și cum e grasie în casă, tot, nu știu. Cum s-a rezolvat? Nu știu. Primăria a chemat-o, am sunat de enor la 112. N-a venit nimeni. Vine să se tragă apă. Mulțumiți! Vine, bagă pompa în fântână. Păi de cine are curaj să bea apă din fântână? Nimeni.